mi-e greu să vorbesc de o sumă, pentru că până la urmă sunt două componente în bogăție. Este ceea ce americanii numesc disposable income, adică banii pe care i-ai și pe care poți să-i cheltuiești. Și eu mai iau ceva important în considerare. Capacitatea ta de a produce alții. Și de-aia cumva rezist ideea asta de a pune o sumă. Mai ales că mi se pare că depinde foarte mult și de loc. Adică într-un loc nevoile sunt mai mici, în alt loc nevoile sunt mai mari. Dar, repet, eu cred că e foarte important să fii într-o zonă de confort. Ce mă surprinde pe mine, de exemplu, destul de tare atunci când vin în România, este că nevoile mele cresc. Nu? E surprinzător. În România se manifestă puternic un concept care a fost, să zicem, introdus publicului prin, la sfârșitul anilor 1800, de un economist american care se cheamă Conspicuous Consumption. Și acum, dacă mă gândesc cum se traduce, cred că am putea spune că e un consum ostentativ. Adică am consumul care ține de nevoile noastre personale și după aia e un consum care ține de niște lucruri de care poate nu am neapărat nevoie, dar care sugerează că sunt într-o anumită clasă și aparțin unei anumite categorii și că mai ales că am bani. Și el a observat fenomenul ăsta la momentul respectiv în Statele Unite și, mă rog, după cum știm, a condus la o întreagă apariție de branduri și de lucruri care, practic, fac mult mai mult decât să servească strict scopul funcțional. Poziționează deținătorul lucrurilor respective în societate deasupra altora. Sau în aceeași categorie, cu unii cu care vrea să fie în aceeași categorie. Eu nu simt foarte mult presiunea asta în zona în care suntem noi în America, pentru că este o zonă mai degrabă academică, în care lumea se raportează, oamenii se raportează unii la alții pe alte criterii. În România contează extrem de mult ce mașină ai. Extrem de mult ce mașină ai. Contează extrem de mult cum te îmbraci. Și nu numai din punct de vedere al esteticii, ci și din punct de vedere al etichetei cumva hainelor pe care le ai.